Blocul Național Sindical a realizat în ultimul an și jumătate o cercetare la nivel național în cadrul proiectului pilot Garanții pentru Tineri, cofinanțat din Fondul Social European, ce vizează integrarea tinerilor în piața muncii. Programul îi are în vedere pe adolescenții care nu au reușit să termine liceul din diverse motive, precum și pe cei care nu și-au luat bacalaureatul și care au cele mai mici șanse de a-și găsi un loc de muncă. Cei care derulează programul și-au propus să ajute cel puțin 5.000 de tineri să-și găsească un loc de muncă prin diverse metode. Președintele BNS Dumitru Costin a declarat la Brăila la prezentarea finală a proiectului că este dezamăgit de lipsa de interes a acestor tineri pentru propriul viitor, chiar și când aveau șansa de a primi un capital de pornire de aproape 25.000 de euro. Aveau șansa ca pe lângă competențe să poată să-și înregistreze o firmă pe costurile pe care, deci costuri acoperite, beneficiau și de expertiza celor care lucrează în echipa noastră să poată să scrie un plan de afaceri coerent. Interesul este pentru partea materială și nu pentru partea de formare profesională, ceea ce nu e bine. Nu e bine, mai ales că subvenția este a urcat undeva la 2.000 de lei, este mai mult decât obține un angajat cu studii superioare, cu experiență destul de mare. Reprezentanții BNS spun că autoritățile insistă să aplice măsuri de integrare a acestor tineri pe piața muncii, pentru că aceștia reprezintă un procent important din electorat.